Salutare și bine v-am regăsit la un nou episod foarte interesant astăzi, pentru că o să fie un episod mai spontan de data aceasta, pentru că am filmat un, snowboard vlog cât timp eram în Poiana Brașov, unde am petrecut o mini vacanță foarte frumoasă și, bineînțeles, m-am dus să mă dau cu snowboardul. Ei bine, din experiența asta am luat câteva trânte, mai exact în total cred că vreo 8 trânte, dintre care la final am făcut cireașa de pe tort. O să vedeți la sfârșit despre ce este vorba, dar dați un mare like. Vreau ca acest video să strângă cât mai multe like-uri pentru că, na, o să... este un video spontan unde mi-am pus, bineînțeles, GoPro-ul pe cap și m-am dat cu snowboardul și, ei bine, nu sunt eu cel mai bun, nici măcar amator, nici măcar începător nu mă numesc, ci pur și simplu am luat de atrânte și de căzături de mi-am rupt fundul în mine. Rămâneți până la finalul acestui clip ca să vedeți despre ce este vorba și cum am reușit eu să intru direct în gard. Yeah. Hai cu un mare like și nu uitați să mă urmăriți pe Instagram. Ok, o să vă pun acum filmarea respectivă și, bineînțeles, o să fie așa o filmare spontană. O să fie puțin filmat cam nașpa pentru că tot tremură camera, dar aia e. Eu sper că să vă placă și nu uitați să dați un mare like și să susțineți acest canal cu un mare, mare share și abonați-vă. Hai să dăm drumul la clip și, bineînțeles, vă urez vizionare plăcută. Sper să râdeți. Perfect. Salutare și bine v-am regăsit la toată lumea. Băi, eu încerc acum să-mi pun un snowboard-ul ca să vă explic despre ce e vorba. Mă cam bate rău de tot. Ha, nu sunt eu profesionist. E a doua oară în viața mea când merg cu snowboard-ul. Așa că astăzi facem un snowboard vlog, că tot timpul ăsta mi-am dorit. Hai de viața mea. Cum pun mă astea aici? Bun. Perfect. Facem noi o tură până jos. Să nu ne rupem ceva. Că era camera azi. Bun. Oi, mamă, ia uite-l pe ăla de acolo. Ești nebun. Hai, mamă. Bă. Și bun, dați-vă voi un mare like dacă mai vreți asta de videoclip. Bineînțeles, cam rar. Mamă mie. Hai de viața aici, o să duceam. Ești tu. Haide. Bag aici. Și aia e. M-am chinuit până să urc. Haide, boss. Și chiar nu mă pricep absolut deloc. Deci, Doamne ajută. Ai de viața. Ok, stai să-mi pun și mână așa că mă viger aici. Dați-vă un mare like să ajungem la 10.000 de like-uri la acest video. E un video mai spontan, mai așa, pe care nu m-am mai dat în viața mea. A doua oară în viață. Și direct în cur mă duc. Ia. Mai nașpa că plouă. Dați-și voi un follow pe Instagram să vedeți cum mă duc eu acum în cap. Ia. Stai. Ia uitați-le gondola acolo. Băi, e mai simplu cu schiurile. Stai să treacă copii, că după aia e în curc, ești nebun la cap. Haide, aici. Ah, de viață. Uite-l pe ăsta mic cu ce se dă. Cât are? 3-4 ani. Bă, ești nebun la cap. Ia uite-l. Ești nebun. Nici eu nu mergeam așa bine. Faza e că pe schiuri am mai mers și știu că am făcut în facultate, dar pe snowboard mai greu. Hai să pornim și noi să vedem dacă știm. Okay. Direct. Ha. Mă dau, merg ușor, că eu habar n-am să merg cu ăsta, ești nebun la cap. Ia. Mamă. Wow.
Hai să nu intru în oameni, că e nașpa. Ia, hai băgăm viteză puțin. Ăla-i tată! Banc de șmecherie, ești nebun la cap! Sper să nu mă duc în cap. Mamă, dar mă dă picioar, legi. Ești nebun? O, ți-a chei părtea aia mai abruptă. Ia! În curvă până dacă mă rog. În curvă, direct. Bă, haide, boss, băgăm viteză și noi. Ăla-i tată. Ăla-i boss-ul. Boss-ule. Uai, ce m-am dus aici. Dacă am căzut. Bă, nu mi-a rupt nimic ca momentan. M-am ridicat și mă duc la vale din nou. E nașpa că te dor. Te cam dor picioarele, boss. Mi-e frică să mă duc la vale, că iau o trântă de mai mamă. Ia. Mă dor picioarele de mor. Îmi curg și balele din gură, ce? Ia, pauză puțin. Vai, ce mă dor picioarele. Faza e că nu... E a doua oară în viața mea când mă dau. Și deja ați rupt. Hai să băgăm viteză, dacă intrăm în careva, aia e viața. Hai. Ui, ce faci, mă, dată căsă? Dați-mă, băi, un mare lac, măcar mă chinu aici. Nu știu cum să merge. E ăsta, frate. E mai greu, pe schiuri e mai ușor. Ia uite, mă, ce mă duc. Ia. La o parte că mă duc în cap. Direct. Bă, ce-am căzut. Ăla-i tata. Dar nu mă duc chiar în cap. Pazai că trebuie după aceea să mor pe gondola asta, să mă țin de ea. Ce cam greu. Hai încă o dată. Ui, cad. Mă duc în picioare. Mamă, cât de video ciudat. O să fie asta un video extraordinar de ciudat. Oh, hai că am prins viteză. Hai că am prins viteză. Ăla-i tata. Ăla-i boss. Mi-a rupt picioarele mine, ești nebun la cap. Ferească că mi-a înghețat și curul în mine. Mi-a înghețat tot în mine. Vai, mamă. Vai de viața mea, cred că o să las video ăsta cap coadă, ca să vedeți și voi ce trânte am luat și că mi-a rupt spatele pe aici. Haide, tata. Băgăm viteză, du-te în partea aia. Hai, băgăm și noi o viteză la final, să luăm și noi o trântă frumos. Vai de viața mea, ce mă duc, bossule. Up! Direct în... Oh, ce mi-a spart fundul! Ai de viața mea! Mă doare fundul! Up! Am căzut! Mi-a spart curul acolo în mine, mi-a căzut și GoPro de pe cap, ești nebun la cap. Ce aveți, fraților? Mi-a rupt tot în mine. Stai așa, stai că-l pun la loc. Ia. Haide, boss. Stai aici. Mai facem o căzătură. Ne mai aruncăm o dată cu ăla. Sau să mă duc. Bă, da. Cum faci să cade 7 ori? Hai că mă duc și eu la bar de acolo. Direct în vea.
Direct în gard. M-am dus. Cum, frate, mă duc direct în gard? Așa. Perfect. Ai de viața mea. Aia, mai cade omul, nu-i problemă. Mai cade omul. Oh, mi-a rupt curul. Cred că o să încheie aici acest video. Mi-a rupt tot în mine. Așa că îmi pare tare bine. Ne revedem la următorul snowboard mort de cald. Și sper să nu mai rup nimic în mine.